am și eu astăzi două ofuri, doar atât, vă promit. Nu e lumină, deci o să mă vedeți nu știu cum. Și am eco pentru că filmez în sufragerie, pentru că astăzi vorbim despre decorațiunile pe care le-am făcut pentru sufragerie. E bine, de astăzi o să vă arăt de cum vă puteți decora, nu știu, un colțișor al sufrageriei sau întreaga sufragerie. Vor fi 5 idei, sper să fie 5. 5 idei super simple, super ușoare, cu chestii pe care cam toată lumea le are ori în casă, ori pe afară. De exemplu, acest pom din crengi, crengile le găsiți cam peste tot, ce să vă spun. Deci eu sper din suflet să vă inspire clipul ăsta, să vă dea idei super, super noi. Deci să înceapă clipul cu decorațiuni pentru casă în spirit crăciunesc. Să-i dăm o taie. Și că tot veni vorba despre bradul din crengi, adică pomul de iarnă din crengi, hai să vă arăt cum l-am făcut. E foarte simplu. Bineînțeles, avem nevoie de crengi, lemne, de diferite grosimi, voi alegeți grosimea, bineînțeles. Ceea ce trebuie să obținem este forma bradului, deci vom pune crengile de la cea mai mică la cea mai mare. Așa vom obține forma bradului. Cam așa arată, să vă faceți o idee. Acum urmează legarea crengilor. Am luat o funie subțire și am legat pe mijloc fiecare crenguță. Vedeți că totul se leagă pe mijloc. E fundamental să legați pe mijloc. După o să vedeți și de ce. Și ca să mă asigur că totul ține bine de tot, am pus și puțin silicon să fiu sigură că totul se ține toată luna lui decembrie. Cam așa arată, foarte frumos, nu-i așa? Ei bine, există o soluție. Ceea ce am făcut este să lipesc cu pistolul de lipit sfoară pentru a îndrepta fiecare creangă și asta la nivel fiecare. Deci trebuie să stea dreaptă, pentru că ați văzut mai înainte, ele tind să se dea așa într-o parte. Ei, odată ce lipim sfoară sau o legăm, eu am ales să o lipesc că e mai ușor, îndreptăm crenguțele și iau forma bradului. Odată ce am făcut acest pas pe ambele laturi, arată cam așa. Ceea ce urmează este decorația. Hai să decorăm brăduțul. Bineînțeles, am pus instalație, am ales cu lumini albe, pentru că nu știu, îmi place mie așa. Și ca totul să fie în tema asta argintiu, am pus globuri albe și argintii și decorații așa foarte crăciunești, bineînțeles. Și ăsta este rezultatul final, care de altfel îmi place foarte mult. E prima oară când îl fac, dar m-am îndrăgostit. Hai să trecem și la niște perne. Hai să vă arăt cum am făcut fețele astea de perne, care de altfel sunt foarte simplu de făcut. Hai să vă arăt. Bineînțeles, am avut nevoie de o bucată de material în spirit crăciunesc, pe care am dublat-o în patru. După care am trasat jumătate de inimă și am tăiat. Acum ce urmează este să întindem fața de pernă și să lipim inimioara în centru sau unde ne place nouă, bineînțeles. Eu am ales să o lipesc cu pistolul de silicon pentru că e cea mai rapidă metodă. Am așezat-o în mijlocul feței de pernă și am început așa să lipesc toată marginea inimioarei cu pistolul de silicon. Bineînțeles, următorul pas este să băgăm o pernă înăuntru la fața de pernă, nu? Și gata, am terminat și această decorațiune care de altfel îmi place foarte mult și dă așa un plus de căldură camerei. Hai să vă arăt cum am făcut decorațiunea asta, e foarte simplă, cred că e cea mai simplă dintre toate. Bineînțeles, avem nevoie de un coș, după care aveți nevoie de multe conuri de brad și eu mai ales să pun și câteva mandarine pentru miros și o bucată de brad, tot așa pentru miros. Ceea ce am făcut foarte simplu, am pus conurile de brad în coș, i-am așezat și eu așa să zic cât de cât artistic, mai ales că o fală nu e. După care am adăugat și mandarinele, le vedeți că sunt mai verzi, le-am lăsat mai verzi ca să se poată coace în coș și după am pus și sfărâcica asta roșie, pentru că da, e Crăciun, trebuie puțin roșu și la sfârșit am adăugat instalația, pentru că fără instalație nu se poate. Și ăsta este rezultatul final, foarte simplu și de efect.
plus că miroase foarte frumos în sufragerie. Și că vorbim de mirosuri, hai să vă arăt cum am făcut un felinar mirositor. Ăsta l-am făcut în două bucăți, una pentru camera mea de make-up și una pentru sufragerie. În camera de make-up am ales să-l agăț, iar în sufragerie să-l pun pe masa de cafea. Hai să vă arăt cât de rapid se poate face, astea sunt ingredientele, să zicem așa. Ceea ce am făcut este să tai frunzele de brad pentru că așa emană mai mult miros. Dacă le lăsăm așa întregi, miros, dar nu chiar așa de tare ca atunci când le tai. Am tăiat multe țepușe de brad, le-am pus în bolul ăsta. După care foarte simplu am pus o lumânare din asta fake cum ar veni. Faza e că nu putem pune o lumânare adevărată pentru că luăm foc. Așa că cu asta e foarte bine. Și gata, am obținut felinarul. Îl putem lăsa așa sau dacă vreți să îl agățați undeva puteți face aceste cordeluțe. Astea sunt făcute din fir textil. Pur și simplu am înodat 3 cordeluțe și a ieșit treaba asta de agățat sus în tavan. Și așa facem și noi un felinar drăguț cât de cât frumos. V-am spus, bolul ăsta putem agăța sus, să fie ca un felinar agățat, sau pur și simplu să-l ținem pe măsuța de cafea în sufragerie și să dea un miros și un ambient foarte cald în casă. Hai să trecem și la ultimul do-it-yourself. Este o steluță care se face de altfel foarte, foarte simplu. Am avut nevoie de câteva crenguțe din astea mici și niște sfoară, roșie, albă și maro. Bun, am început să lipesc între ele, formând o stea, crenguțele astea micuțe, le aveam eu prin casă de la alt do-it-yourself pe care l-am făcut pe canal, așa că am să le utilizez și pe ele, să nu le las abandonate. Am lipit toată treaba cu pistolul de silicon și am format o stea din crenguțe subțirele. Am luat sfărâcica și am început să îmbrac cum ar veni steluța, după cum se vede. Și bineînțeles că la un anumit punct al acestui do-it-yourself am rămas fără sfoară maro și am zis eu nu-i problemă. Am ață în casă, albă și roșie, așa că o să facem o steluță alb, roșu și maro. Și a ieșit nebunia asta. Nu spuneți că nu arată genial. Mie îmi place foarte mult și decorează foarte drăguț colțișorul ăsta din sufrageria mea. Cam atât pentru clipul de astăzi, sper din suflet că v-a plăcut. Dacă este așa, nu uitați să-mi arătați asta printr-un like și să distribuiți clipul la voi pe Facebook. E foarte, foarte important. Așa mult mai multă lume își va lua inspirație din acest clip. Nu uitați să verificați ca de obicei că stau cu descriere, acolo am multă informație pentru voi, precum Instagram-ul, Facebook-ul meu. În continuare am să vă las ca de obicei cu alte clipuri de ale mele. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că m-ați urmărit până aici. Vă pupăcesc extrem ca de fiecare dată și ne vedem, dragilor, curând, curând, în următorul clip. Mua!